Reprezentanții Partidului Social Democrat au luat parte duminică la târgul local din Broșteni, acolo unde s-au întâlnit cu locuitorii comunei pentru a discuta despre problemele și nevoile acestora. Evenimentul a oferit cetățenilor ocazia de a dialoga direct cu oficialii PSD, de a-și împărtăși preocupările și de a propune inițiative pentru dezvoltarea comunității. Reprezentanții Partidului Social Democrat au fost prezenți duminică la târgul local din Broșteni, unde au interacționat cu cetățenii și au discutat despre nevoile comunității. Evenimentul a adunat numeroși locuitori ai comunei care au profitat de ocazie pentru a-și exprima preocupările, dar și pentru a solicita sprijin pentru diverse inițiative. Am revenit astăzi în târg la Broșteni pentru a interacționa cu oamenii din zona de nord a județului Mehedinț. Foarte frumos târgul, foarte bogat. Oamenii își vând produse românești. În general, lumea este simpatizantă a Partidului Social Democrat și privim cu mare încredere alegerile care urmează, pentru că oamenii ne-au dat încredere și curaj și spun că ne susțin. Ne bucurăm să ne aflăm de fiecare dată în mijlocul lor, pentru că de aici ne luăm energia. Un aspect remarcabil al târgului a fost prezența standurilor cu produse locale, care au fost amplasate pentru a susține micii comercianți din zonă. Reprezentanții PSD au încurajat cetățenii să cumpere de la producători locali, evidențind impactul pozitiv pe care acest lucru îl poate avea asupra economiei locale. În această perioadă stăm de vorbă cu oamenii. Astăzi am fost împreună cu colegii de la Organizația de Tineret și candidații la alegerile parlamentare în târgul Broșteni. Am stat de vorbă cu oamenii, am încercat să aflăm care sunt nevoile lor, sigur, pentru a găsi soluții. Promovăm programul de guvernare al Partidului Social Democrat și pot spune că cel mai important și pentru zona asta, dar și pentru România, este creșterea veniturilor oamenilor prin specializarea forței de muncă pentru profesii bine plătite. Primim încrederea oamenilor și avem convingerea că prin măsurile pe care Partidul Social Democrat, prin președintele Aladin Georgescu, le-a luat la nivelul județului Mehedinți, oamenii vor susține în continuare echipa PSD pentru alegerile parlamentare și pe președintele Marcel Ciolacu. Participarea activă a PSD la evenimente comunitare subliniază angajamentul partidului de a fi aproape de cetățeni și de a promova dezvoltarea regională. Cei prezenți la târg au apreciat inițiativa, considerând-o un pas pozitiv spre consolidarea relațiilor dintre autorități și comunitate. PSD-ul propune o echipă de parlamentari foarte bine pregătită, atât profesional cât și administrativ. Din ceea ce am văzut astăzi, oamenii ne sunt favorabili nouă. Programul de guvernare este bine apreciat, creșterea pensiilor este la fel foarte bine apreciată de către oameni. Locuitorii comunei Broșteni și-au exprimat recent aprecierea față de măsurile de majorare a pensiilor, considerând aceste inițiative ca fiind esențiale pentru îmbunătățirea calității vieții seniorilor. Cetățenii au declarat faptul că aceste măsuri reflectă angajamentul Partidului Social Democrat față de bunăstarea comunității și au anunțat că vor susține partidul la alegerile parlamentare și prezidențiale. Foarte mulțumit! Da? Susțineți la alegerile prezidențiale și ale parlamentare? 100%, ce să mai, da? De investițiile din comună, ce ne puteți spune? Noi stau și într-o comună frumoasă și la noi chiar s-a făcut investiții mari. Sunteți mulțumiți de investițiile din comună? Foarte bine, foarte mult, foarte mult suntem eu. Să știți, PSD-ul dintre alea se ocupă de problemele sociale. Evenimentul s-a încheiat cu un sentiment de optimism și încredere în viitor, iar organizatorii au promis că vor continua să fie prezenți și să sprijine comunitatea în toate demersurile sale. Reprezentanții PSD au reiterat angajamentul de a lucra în strânsă colaborare cu cetățenii pentru a identifica soluții durabile și eficiente pentru provocările cu care se confruntă comuna Broșteni.